Până copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Să-i rămânem credincioși lui Dumnezeu. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 4, cu versetul 10. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Când noi credincioși din Efes și-au ars cărțile de vrăjitorie, mulți oameni au auzit despre aceasta și unii din ei au vrut să afle mai multe despre Isus și să se închine adevăratului Dumnezeu. Aceasta a ajutat biserica să crească. Când oamenii s-au gândit cât de prostesc este să crezi că un idol este Dumnezeu, unii au încetat să se mai închine la idol, iar oamenii care făceau acei idoli nu au fost deloc încântați. Cel mai cunoscut idol din Efes era numit Diana sau Artemis. Oamenii credeau că Diana era o zeiță, al cărui chip a căzut din cer, iar ei au construit un templu frumos pentru acea statuie. Cei care făceau idolii, numiți argintari, vindeau multe statui mici din argint cu Diana și cu templul cel frumos. Ei câștigau astfel bani. Odată pe an, închinătorii Dianei aveau o sărbătoare mare în cinstea zeiței lor. Mulți oameni veneau la Efes din alte cetăți pentru a se alătura freamătului. Și, bineînțeles, era o ocazie când oamenii cumpărau multe statui făcute de argintari. Dar acum, în special, de când cu marele foc nu mai cumpărau atât de mulți oameni statuetele cu Diana și cu templul. Aceasta i-a făcut pe argintari foarte nefericiți. Nu mai câștigau mulți bani, iar unul dintre ei s-a hotărât să facă ceva cu privire la aceasta. Numele lui era Dimitrie. Gândește-te! Te gândești la vreo sărbătoare pe care adventiștii creștini nu ar trebui să o țină la fel ca ceilalți? Era probabil timpul anual pentru sărbătoarea cea mare a zeiței Diana din Efes, dar nu mai erau așa de mulți oameni la sărbătoare ca de obicei. Mulți oameni au încetat să se mai închine la idol. Știau că acele imagini făcute de argintari nu erau dumnezei adevărați. Și, bineînțeles, acești oameni nu mai cumpărau statuile, iar argintarii erau supărați că nu mai câștigau mulți bani. Dimitrie, unul dintre argintari, a hotărât să facă ceva cu privire la aceasta. I-a strâns pe toți ceilalți argintari și le-a zis: oamenilor, voi știți că noi nu ne mai câștigăm banii din vânzarea acestor idoli. Apoi Dimitrie le-a spus motivul pentru care nu mai vindeau atât de mulți idoli ca înainte. Le-a spus că este din cauza că mulți oameni nu se mai închină la idoli. Și a mai spus că poate oamenii vor înceta să-i mai acorde atenție Dianei și frumosului ei templu. Pe cine a dat Dimitrie vina pentru ce se întâmpla? Haideți să citim capitolul 19 cu versetele 26 și 27 din Faptele Apostolilor. Și vedeți și auziți că Pavel acesta nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primeștia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Crezi că le plăcea credincioșilor din Efes sărbătoarea zeiței Diana? Nu. Acele zile de sărbătoare nu erau ușoare pentru creștini. Închinătorii la idol își băteau joc de ei și le puneau porecle urâte. După ce Pavel nu a mai predicat în sinagoga din Efes, el i-a învățat pe creștini și pe alții în școala unui om numit Tiran. Iar în ziua în care Dimitrie și-a ținut discursul despre Diana, probabil că creștinii se întâlneau la școală. Argintanii erau foarte supărați pe creștini și plănuiau să facă ceva mai rău decât doar să-și bată joc de ei. Gândește-te, și-a bătut cineva vreodată joc de tine pentru că ai ales să asculți de Dumnezeu? Când Dimitrie le-a vorbit argintarilor despre protejarea zeiței lor, Diana, ei s-au entuziasmat. Ceea ce a spus Dimitrie a trecut repede de la o persoană la alta până când toată cetatea s-a supărat. Curând s-a adunat o mulțime care creștea tot mai mare. Oamenii erau furioși,
Ei se gândeau, niciun zeu nu este mai mare decât Diana, niciun templu nu este mai frumos decât cel al Dianei. Și au strigat, mare este Diana efesenilor. Oamenii îl căutau pe Pavel și erau hotărâți să-l găsească, dar nu au putut. El nu era în loc unde predica. Apoi mulțimea s-a înfuriat mai tare ca oricând. Au luat pe doi dintre prietenii lui Pavel, care călătoreau cu el, și au dus cu ei în Marele Teatru din Efes. Ce s-a întâmplat cu Pavel? Cineva se grăbise să-l avertizeze despre mulțimea furioasă care voia să-l ia, iar prietenii lui l-au dus drepte de într-un loc sigur. Nu departe, îngerii îl ajutau să fie în siguranță. Când Pavel a aflat ce s-a întâmplat cu cei doi prieteni ai lui, a vrut să meargă să-i vorbească mulțimii zgomotoase. L-au lăsat prietenii lui să facă aceasta. Haideți să citim versetele 30 și 31. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Mulțimea continua să țipe. Mulți dintre ei nu știau de ce țipau. Erau parte din mulțime și așa că făceau ce făceau și ceilalți. Mulți iudei locuiau în Efes. Pavel și câțiva dintre noi convertiți erau și ei iudei, dar iudeii care nu erau creștini nu doreau ca mulțimea furioasă să creadă că ei îl simpatizează pe Pavel și ceea ce făcea el. Gândește-te, când se adună o mulțime, crezi că adeseori oamenii acționează precum toți ceilalți? Este aceasta întotdeauna o idee bună? Ce ne spune Biblia despre aceasta? În acea zi în Efes, când mulțimea i-a luat pe doi dintre creștini, prieteni cu Pavel, iudeilor le era teamă că efesenii vor crede că și iudeii erau precum creștinii. Așa că l-au pus pe un iudeu numit Alexandru să spună tuturor că Pavel și creștinii lui au creat acest necaz. Dar oamenii nu erau interesați să-l asculte pe Alexandru. L-au dat la o parte și timp de 2 ore au strigat din nou și din nou, mare este Diana efesenilor. Apoi un dregător al cetății le-a vorbit oamenilor, iar ei l-au ascultat. Le-a spus cât de nebuni erau. Toți știau că Diana și templul ei erau importante, a spus el. Nu aveau niciun motiv să se agite, iar Pavel nu a distrus templul sau statuile Dianei. Gândește-te, ai făcut vreodată ceva atât de nebunesc încât nu găseai niciun motiv real pentru a face acel lucru? Este o idee bună să copiezi ce fac ceilalți fără să te gândești prea mult? Este bun raționamentul, dar toată lumea face așa? Ce credeți? Ce a spus dregătorul care a vorbit acelei mulțimi și mulțimea s-a liniștit despre cei doi prieteni al lui Pavel care au fost luați de mulțime? Faptele Apostolilor, capitolul 19 cu versetul 37. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați, nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeinței noastre. Acești doi misionari trebuie să fi fost foarte recunoscători când l-au auzit pe dregător. Ei știau că nu făcuseră nimic greșit. Apoi dregătorul a spus ceva despre Dimitrie și argintari. Discursul lui ar fi trebuit să-i ajute pe oameni să afle de ce argintarii au stârnit mulțimea. Ei erau mai îngrijorați de afacerea lor cu vânzarea de idol decât de zeița lor și templul ei. Dimitrie și ceilalți argintari ar fi trebuit să se simtă prost, pentru că probabil oamenii știau acum de ce au atâțat mulțimea și încercau să-l prindă pe Pavel. Dregătorul i-a avertizat pe oameni că poate romanii vor dori să afle ce s-a întâmplat și de ce oamenii s-au purtat așa, dar nu era niciun motiv serios. Cei doi prieteni al lui Pavel, care au fost aduși înaintea teatrului, erau nevinovați. Toți oamenii ar fi putut da de necaz pentru felul în care s-au purtat cu ei și pentru că au provocat o agitație atât de mare. Toți știau că ce a spus dregătorul era adevărat. Când a spus mulțimii să plece, au ascultat și agitația s-a încheiat. Gândește-te, încearcă încă Satana să aducă necazuri atunci când oamenii se hotărăsc să-L urmeze pe Iisus? Cunoști pe cineva
căruia i-a fost greu pentru că s-a hotărât să asculte de Iisus? Pavel a fost recunoscător că Dumnezeu l-a ținut în siguranță în acea zi în care mulțimea a încercat să-l găsească. Iisus i-a arătat că trebuia să continue să fie misionar, dar Pavel știa că trebuie să părăsească Efesul și să meargă în alte locuri. Deci Pavel le-a vorbit creștinilor și i-a încurajat. Probabil le-a spus să continue să se încreadă în Iisus și să lucreze cu credincioșie pentru el. Poate au fost și lacrimi în ochii lor, în timp ce Pavel îi îmbrățișa și își lua rămas bun. Gândește-te! Ce crezi despre dregătorul care a vorbit mulțimii de oameni din teatrul cel mare al cetății Efes în acea zi? Poate iubirea de bani să fie încă o problemă? Pot chiar creștinii să iubească banii mai mult decât pe Dumnezeu? Ce a spus Pavel despre aceasta în una din epistolele sale, 1 Timotei 6:10? Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor rălelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Să zicem că l-ai auzit pe Dimitrie vorbindu-le celorlalți argintari și că puteai să-ți dai seama că oamenii agitați vor încerca să-i facă rău lui Pavel. Ce ai fi făcut? În cele din urmă, cum a arătat Iisus din nou că El este mai puternic decât Satana? Fiți binecuvântați să faceți alegeri potrivite și să ascultați doar de Dumnezeu, nu de sărbătorile celor lumești. Domnul cu voi!